Poli Timișoara a fost învinsă de CSC Ghiroda în semifinalele barajului de promovare în Liga a doua. Stadionul Electrica a fost arhiplin, însă publicul de această dată nu a fost al 12-lea jucător, care să ducă echipa spre victorie. Formația din Ghiroda a fost mai limpede și mai pragmatică, punctând atunci când a fost nevoie. Alexandru Buț a deschis scorul în minutul 53, după o greșeală a lui Vlaicu, iar Petrișor Jichici a dublat avantajul echipei vizitatoare în minutul 87, cu un șut de la peste 20 de metri. Da, o înfrângere greu de digerat. Felicităm adversarii din Ghiroda, cred că formează o echipă foarte bună. Cred că micile detalii au făcut diferența. Dacă stăm să analizăm bine meci, am avut și noi ocaziile noastre. Din păcate, noi n-am fructificat niciuna. În schimb, ei, în a doua repriză unde noi părea că controlăm mai bine jocul și stăm mai bine în teren, am luat golul ăla, primul gol, foarte ușor, pe care am avut multe situații, mici care treceau prin fața porții, puțin pe lângă bară, un pic și portarul lor inspirat și noi neinspirați și cumva toate astea au dus la rezultatul ăsta. A venit și golul 2 pe un șut. Noi din 6 metri n-am reușit să băgăm în poartă, ei de la 20 de metri au găsit poarta, deci aici s-a făcut diferența. Din păcate pentru că na, cumva așteptările erau mari, dar sincer să spun, jocul m-a dezamăgit total. Da, poate putem spune la un moment dat că am avut o șansă foarte mare prin Curescu, dar na, cum am zis, realitatea, din păcate, asta este. Știu cu siguranță că nu asta e valoarea jucătorilor noștri, știu cu siguranță că și-au demonstrat-o de-a lungul campionatului, că pot mult mai mult.